Okay, for the last time, good evening everyone. Pentru ultima dată, bună seara tuturor. I had communion. We have once a quarter is one of my favorite times to be at church. Unul din motive pentru care a fost așa o zi bună este pentru că Sfânta Cină este ocazia pentru care eu privesc cel mai mult ca să fiu în biserică. It feels so good to come to church and to just be cleansed and feel the presence of God fresh in your life. Pentru că este o bucurie deosebit de mare să poți să vii în biserică, să te simți curățat din nou. This morning I wanted to say thank you to the church, to everyone who's been coming, especially to the pastor for having me. În dimineața aceasta am dorit să mulțumesc tuturor pentru că m-ați primit și în special pastorului. And I forgot to say thank you to a very important group of people. Și am uitat să spun mulțumesc unui grup foarte important de oameni. And those people would be my translators. Și acel grup este grupul traducătorilor. It was Arthur Tolan, it was Arthur Ungureanu, and it was Sandu Roșu. Arthur Ungureanu și Sandu Roșu. And yourself. I want to thank you guys for taking the time, and I know it's not easy to translate sometimes. I have weird sentences or whatever, but you guys did such a great job. I want to thank you so much for that. Și le mulțumesc, că știu că nu este ușor. Next time, who knows, maybe if God opens the doors for me to come here and speak again, now that I know so much more Romanian, I may be able to preach one sermon in Romanian. Și poate data viitoare, pentru că am petrecut atâta timp împreună, voi putea să predic în limba română pentru voi. I heard someone say amen, so that's good. Cineva a spus amin. Last time we were here, it was last night, and we talked about the millennium, the term millennium. Și aseară subiectul a avut de-a face cu mileniul. We learned that there are two different resurrections. Am învățat că există două tipuri diferite de înviere. The first one happens at the second coming of Jesus Christ, which is very soon, I believe. Prima are loc la a doua venire a lui Iisus Hristos, care va fi foarte curând. The people that will resurrect are the people that died believing in Jesus Christ. Și cei care vor învia sunt oamenii care au murit crezând în Iisus Hristos. The second resurrection happens 1,000 years after the first resurrection. Și a doua înviere are loc la 1,000 de ani după prima înviere. That is for the people who have not accepted Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Și de această înviere au parte cei care nu au crezut în Iisus Hristos ca Mântuitorul lor. In between these two resurrections is of course 1,000 years. Între cele două învieri există o perioadă de timp de 1,000 de ani. And just before God's saved people come from heaven in the New Jerusalem down to this earth. Și înainte ca oamenii mântuiți să coboare împreună cu Iisus Hristos din cer cu nou Ierusalim. Satan will be here on this earth serving a 1,000 year sentence. Satana va fi cu îngerii răi lăsați pe acest pământ să petreacă o sentință de 1,000 de ani. While we, God's people, are in heaven, we have a special job to do. Și în timp ce mântuiții lui Dumnezeu sunt în cer, au un lucru special de făcut acolo. Along with God, we will be participating in a judgment process. Împreună cu Dumnezeu vom participa în lucrarea de judecată. It will be the judgment of the lost and the angels, the fallen angels. Va fi judecata celor pierduți și a îngerilor căzuți. We have a question from last night. Avem o întrebare de aseară. This is a very good question. O întrebare foarte bună. It says, how do we know when we should be ready for the second coming of God? Cum vom ști noi că suntem pregătiți pentru a doua venire a lui Dumnezeu? You know, several times in the Bible, Christ's second coming is talked about as a thief coming in the night. De multe ori în Scriptură, la cea de-a doua venire, se face această referire că va veni ca un hoț noaptea. Why would Jesus refer to his coming that way? Și de ce se referă Iisus Hristos la venirea lui în acest mod? I read a story one time of a family, a husband and wife, that left their house at night to do some errands, to go out and do some shopping. Am citit povestea unei familii care într-o seară au plecat împreună, au plecat de acasă în oraș ca să cumpere. When they came back, they noticed that their gate to their backyard was wide open. Și când s-au întors, au văzut că poarta din curtea din spate era deschisă larg. The husband knew, I always lock that gate. Somebody was in my backyard.
Și soțul a știut imediat, pentru că eu închid poarta întotdeauna cu cheia, cineva este în curte. He walks into the backyard and he sure enough he sees that his brand new barbecue was missing. Și când s-a dus în curte, a văzut că de fapt barbecue, mașina lui pe care făcea barbecue, îi lipsea. He was very upset. A fost foarte supărat. But a couple days later, when they came back from being out again on another evening, dar câteva zile mai târziu, când s-au întors în altă seară, the barbecue was sitting in their driveway with a bow on it. Grătarul lui, barbecue, grătarul, era pe driveway, pe drumul spre casă, în față, cu o fundă pe ea. There was an envelope and with a nice apology letter saying we felt really bad for stealing your barbecue. Era și o scrisoare care spunea ne pare foarte rău că ți-am furat grătarul. And in the envelope was two tickets to a local opera or concert, some classical concert. Și înăuntru erau două bilete la un concert local. And the night that that couple went out to enjoy the concert. Și noaptea când acest cuplu a ieșit să se bucure de concertul acesta, the thieves came back and stole everything in their house. Hoții s-au întors și au furat totul din casă. The Lord's coming is going to be like a thief in the night. Venirea lui Iisus Hristos, a doua venire, va fi ca un hoț noaptea. We do not know when he is going to come. Căci noi nu știm când va reveni. Well, we don't know the exact time. In Matthew chapter 24:36, Jesus says, "No one knows the exact time." În Matei 24:36, Iisus spune, nimeni nu știe timpul exact. Not even Jesus, nor the angels know. The only person who knows is God the Father. Nici chiar Iisus, nici chiar îngerii, singura persoană care știe este Dumnezeu Tatăl. Joshua chapter 24 verse 15 says, "Choose for yourselves today who you will serve." În Iosua capitolul 15:21 ne spune alegeți astăzi pentru cine veți servi. The best thing to do is to be ready now, today. Și cel mai bun lucru de făcut este să fii pregătit astăzi, acum. Do not leave this place without making sure that you have accepted Jesus Christ as your savior. Și nu părăsi locul acesta din seara aceasta fără să fii asigurat că l-ai ales pe Iisus Hristos ca mântuitorul tău personal. Tomorrow is not guaranteed, but today we have. Pentru că ziua de mâine nu este garantată pentru tine, dar clipa de acum este a ta. We have talked about a lot of topics over the past 2 weeks. Am vorbit de foarte multe subiecte în ultimele două săptămâni. And our final topic together is what will heaven be like? Și subiectul din seara aceasta este cum va arăta cerul. 1 Corinthians chapter 2 verse 9 says, "Eye has not seen, nor ear has heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him." În 1 Corinteni 2:9 se spune ceea ce ochiul n-a văzut, ceea ce urechea n-a auzit, ceea ce nu s-a suit la mintea omului, acelea sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care îl iubesc. That's amazing that you did that just off of, you didn't it's even look at it. The Bible is good. That's amazing. We should all memorize our Bibles that great. This is amazing because to me, I imagine things. I like to imagine things. But the Bible says I can't even begin to imagine what God has in store for us. Acest verset este deosebit pentru că mie îmi place să-mi imaginez cum vor fi lucrurile și aici mi se spune că de fapt lucrurile pe care nu mi le-am imaginat, acelea vor fi acolo. But what's amazing is the very next verse. Dar versetul următor este versetul cel mai uimitor. Paul says in verse 10, "But God hath revealed them unto us by his spirit." Ni se spune așa, dar Dumnezeu ne le-a descoperit acestea prin Duhul Său. What the Bible does tell us about heaven is very clear. Ceea ce ne spune Biblia despre cer este foarte clar. The Bible actually is full of details about what heaven is going to be like. Și Biblia are detalii nenumărate despre modul în care va arăta cerul. And I think it's apparent that God wants us to know these things because maybe after we know a little bit about what heaven is going to be like, we want to be there. Și este clar că Dumnezeu dorește ca omul să știe cum va arăta paradisul, pentru că știind cum va arăta, să dorească să fie acolo. In the book of Revelation, John sees the future. În cartea Apocalipsei, Ioan vede viitorul. And he begins to describe what he sees in these words. Și începe să descrie ceea ce vede în următoarele cuvinte. Beginning in Revelation 21 verse 1, "Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also, there was no more sea.
Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Apocalipsa 21:1-2 spune următoarele: Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Now, I don't know you men here who got married. Nu știu dacă bărbații care v-ați căsătorit. But I remember my wedding day very clearly. Dacă vă mai aduceți aminte, dar eu mi-aduc aminte cu exactitate de ziua mea de nuntă. Probably because it just happened like 2 years ago. But anyways. Probabil pentru că a avut loc în urmă cu 2 ani. I remember coming out and seeing Alina for the very first time in her wedding dress. A fost pentru prima dată clipa când Alina, viitoarea mea soție, a apărut în rochia ei de nuntă, de mireasă. I was completely speechless. I can't even speak. I was speechless. Am rămas fără cuvinte, ca și acum. The cameraman actually got my face going like this, like, you know, big surprise on my face. Și cineva a făcut o poză cu o imagine, am fost uimit de surpriză. It was at that time that I actually had my suit buttoned like this, with the only button that I had on my tuxedo. A fost singura dată când a fost costumul meu, haina de la costum închisă cu singurul buton care aveam la tuxedo. And I was so excited when I went like this, wow, my button flew off, so I had no more button for the rest of my wedding. Și a fost atât de surprins încât am de uimire am făcut un gest prin care nasturul s-a rupt și fracul meu s-a deschis până la sfârșitul nunții. But Jesus, Paul, John is saying here that the New Jerusalem is so beautiful. It's as if it was this bride that was getting ready to meet her husband. Și Ioan ne spune că Ierusalimul este atât de splendid, este asemenea acestei mirese admirate de soțul ei. This city isn't something that only John saw. A lot of other prophets in the Bible saw the exact same thing. Orașul acesta n-a fost văzut numai de Ioan, ci și de alți profeți. Acts chapter 3 verse 20 says, "And that he may send Jesus Christ, who was preached to you before, whom heaven must receive until the times of restoration," keep that in mind, "of all things." And listen to this, "which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began." Și să trimite pe cel ce a fost rânduit încă dinainte pentru voi pe Iisus Hristos, pe care cerul să-l primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. What is God going to restore? Ce va restabili Dumnezeu? God is going to restore everything that Adam and Eve lost. Dumnezeu va restaura absolut tot ceea ce Adam și Eva au pierdut. Isaiah is one of the greatest prophets in the Old Testament. Isaia este unul dintre cei mai mari profeți ai Vechiului Testament. And he describes what this restoration is going to look like. Și el descrie ce înseamnă această restaurare, această refacere. He writes in Isaiah chapter 65 beginning in verse 17. "For behold, I create new heavens and a new earth, and the former shall not be remembered or come to mind. And again, violence no longer be heard in your land, neither wasting nor destruction within your borders. But you shall call your walls salvation and your gates praise." Căci iată, eu fac cerul noi și un pământ nou, așa că nimeni nu își va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte, ci vă veți bucura și vă veți veseli pe vecie pentru cele ce voi face, căci voi preface Ierusalimul în veselie și pe poporul lui în bucurie. One thing that I'm looking forward to in heaven is not carrying around my keys. Un lucru la care privesc cu anticipație este să nu mai am chei în buzunar. There will be no crime in heaven. Pentru că în cer nu va mai fi crimă. You can walk out of your house and never lock the doors. Vei putea pleca din casa ta și nu va trebui să închizi ușile. What would happen here in Oregon? Actually, that's a good question. Can you just leave and not lock your doors, or is that a not a very safe thing? Acolo unde locuiți, puteți pleca să lăsați casa deschisă? That's funny because some of you are saying no problem, and other you are saying no, don't do that. Unii spun da, aș putea face asta, alții spun nu. It probably could be just the area that you live in, but anyways, in heaven we don't need to worry about that. It's safe. No criminal activity at all in heaven. În cer nu va trebui să ne îngrijorăm de aceasta, că nu va fi nicio fel de activitate criminală. The prophet continues to tell us in chapter 11 verse 6, "The wolf also shall dwell with the lamb, the leopard shall lie down with the young goat, and a little child shall lead them."
Continuă în capitolul 11, versetul 6. Atunci lupul va locui împreună cu mielul, pardosul se va culca împreună cu iedul, vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Not only will the world be restored to its original beauty and perfection, we also will be restored to the original perfect self. Și nu numai că lumea va fi refăcută la o frumusețe perfectă, dar și noi oamenii vom fi restabiliți. Look at this verse. It says in Isaiah 33:24, "And the inhabitants shall not say, I am sick." Isaia 33:24 spune, niciun locuitor nu zice, sunt bolnav. No heart attacks, no cancer, no allergies, just perfect human beings for eternity. Nu vor mai fi atacuri de cord, nu vor mai fi alergii, nu vor mai fi cancer. That is great news. Aceasta este o veste extraordinară. I can't even count how many people that I've met that have cancer. Nici nu mai pot număra câți oameni pe care am întâlnit mi-au spus că au cancer. It's unbelievable, and it seems to me that as life goes on, more and more people are getting it. Este incredibil și pe măsură ce trăim, parcă cunoaștem tot mai multă lume care are cancer. Even people who live healthy lives get it. My grandma was one of them and she died from lung cancer. She was completely healthy. Chiar și oamenii care sunt sănătoși și duc o viață sănătoasă mor de cancer. Bunica mea care a trăit o viață foarte sănătoasă a murit de cancer pulmonar. And so I am, and I'm sure many of you are looking forward to heaven where there will be no more cancer. De aceea privesc cu anticipație și sper că și dumneavoastră către cer unde nu va mai fi cancer. Isaiah 35:5, then the eyes of the blind shall be opened. Isaia 35:5, apoi ochii orbului vor fi deschiși. The ears of the deaf shall be unstopped. Se vor deschide urechile surzilor. Then the lame shall leap like a deer. Atunci chiopul va sări ca un cerb. And the tongue of the dumb will sing. Și limba mutului va cânta de bucurie. The Bible also says what we're going to be doing in heaven. Biblia de asemenea ne spune ce vom face în ceruri. Isaiah 65:21, they shall build houses and inhabit them. They shall plant vineyards and eat their fruit. They shall not build and another inhabit, they shall not plant and another eat. Isaia 65:21. For as the days of a tree, so shall be the days of my people, and my elect shall long enjoy the work of their hands. Vor zidi case și le vor locui, vor sădi vii și le vor mânca rodul, nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor și aleșii mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. After I read this, it seems like heaven is a real place with real people doing real things. Citind acestea, mi se pare că cerul este un loc adevărat, cu lucruri adevărate și cu oameni adevărați care vor face lucrări adevărate. In fact, you will be able to recognize people that you have met here on earth. De fapt, vom fi în stare să recunoaștem pe oameni pe care i-am cunoscut aici pe pământ. Isaiah 66:22, for as the new heavens and the new earth, which I will make shall remain before me, says the Lord, so shall your descendants and your name remain. Isaia 66:22, căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, așa va dăinui și sămânța voastră și numele vostru. Heaven's going to be an amazing place. Cerul va fi un loc uimitor. And who knows, maybe some of you I will never see again on this planet as long as it's around. Și s-ar putea ca pe unii dintre dumneavoastră să nu mai văd niciodată pe acest pământ. But I want to see you in heaven, and I want you to us to be able to see each other and say, hey, do you remember back in Oregon that time when you held this series? I would love to say hi to you. Aș dori să ne putem întâlni în cer și acolo să ne amintim. Îți aduce aminte de seriile acelea din Oregon? Abia așteptam să-ți spun bună ziua sau bună seara. Let's look at a promise Jesus said before he left the earth. He says in John 14:1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also.
Ioan capitolul 14 versetul 1 la 3 citim următoare: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. So let's consider in a little bit more detail what John saw about that New Jerusalem, the city. Deci să reconsiderăm puțin, recapitulăm lucrurile, detaliile pe care Ioan le-a văzut despre Noul Ierusalim. I can imagine that seeing the things that John saw would have been very difficult to even begin to describe what you're seeing. Și sunt convins că lucrurile pe care Ioan le-a văzut acolo de multe ori sunt foarte greu, dificil de descris. Revelation 21 verse 11 says, her light was like a most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. Apocalipsa 21 la versetul 11 citim următoarele: și mi s-a arătat cetatea Sfântă Ierusalimul, care s-a coborât din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu, lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, trevezie ca și cristalul. 21 verse 17 says, then he measured its wall 144 cubits or 66 meters. Apoi versetul 17 spune: i-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți. Verse 21. Then the 12 gates were 12 pearls. Versetul 21 spune: cele 12 porți erau 12 mărgăritare. 21 verse 12. A great and high wall and names written on them which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. Versetul 12. Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea 12 porți și la porți 12 îngeri și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Verse 21. The street of the city was pure gold like transparent glass. Ulița cetății era ca aurul curat, ca sticla străvezie, verset 21. Verse 23, the city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives its light, and the Lamb is its lamp. Versetul 23, cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Verse 1, a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and the Lamb of God. În capitolul 22, versetul 1. Un râu ca apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. Verse 2. On each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit every month. Versetul 2. Pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând fiecare în fiecare lună. Verse 5. There shall be no night there. Interesting. Versetul 5. Acolo nu va mai fi noapte. What's interesting is that when God's kingdom, when the New Jerusalem comes to this earth, this little tiny planet becomes the capital of the entire universe. Ceea ce este uimitor este faptul că atunci când împărăția lui Iisus Hristos va coborî pe acest pământ, planeta aceasta mică albastră va deveni centrul capital al universului. Perhaps you're wondering how big the city is, literally. Probabil vă întrebați cât de mare este acest oraș în mod literal. The Bible tells us in Revelation 21 verse 16, the city is laid out as a square. Its length is as great as its breadth. And he measured, that is the angel, measured the city with the reed, 12,000 furlongs. În Apocalipsa 21, 16 citim măsurile acestui oraș. Cetatea era în patru colțuri și lungimea era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. Now, following the Roman measuring system, which was around when John was writing this, când a scris Ioan acestea, se folosea sistemul de măsurat roman al Imperiului Roman, we can actually make a pretty close measurement to the exact size of the New Jerusalem. Astfel încât putem face o extrapolare și să calculăm exact care era mărimea acestui oraș. A furlong is about 1/8 of a mile. O prăjină este o optime dintr-o milă. So 12,000 furlongs would be about, I have to round this number, but it's 1,379.44 miles.
Deci 12.000 de prăjini este echivalentul a 1379,44 de mile. And this is the measurement completely all the way around the city, the square city. Aceasta este măsurătoarea pe perimetrul acestei cetăți. If you divide this in four, we get a measurement for one side or one wall of the New Jerusalem. Și dacă împărțim perimetrul acesta la patru, vom găsi măsura unei laturi a orașului. If you divide that number in four, you get 344.86 miles, is one length, one side of the New Jerusalem. Deci o latură a cetății are 344,86 de mile. I got a picture off of the internet, just ballparking how big the city would be if it was placed over top of North America. Și dacă aș lua acest oraș și l-aș proiecta pe harta Americii de Nord? Now I don't know how accurate this is. I haven't mapped it out myself, but it's a pretty good idea of how big it would be. Nu știu cât de exact este această hartă, dar aceasta ne dă o idee de fapt. That's the measurement of the New Jerusalem according to the measurements to the Roman furlong. Aceasta este măsurătoarea norului Ierusalim după măsurătoarea prăjinilor. And that's how big it would be if it landed in North America. Și aceasta ar fi mărimea ei dacă orașul acesta ar cobori în America de Nord. What's interesting is I always wondered why would God give us the exact measurements of this city? Și m-am întrebat de multe ori de ce ne-a dat Dumnezeu măsurătoarea exactă a orașului. Another question that some people may wonder is what are we going to be doing there? Și alții se întreabă ce vom face în acest oraș. It sounds as if we're going to be doing a lot of things. We talked about building our own houses and planting our own gardens. Pe lângă faptul că vom face lucrurile pe care le-am amintit, a clădi case și a sădi vii. But the most amazing thing that we should be looking forward to in heaven is spending an eternity with Jesus Christ. Dar lucrul cel mai uimitor pentru care toți ar trebui să privim cu anticipație este a petrece eternitatea cu Iisus Hristos. He is the creator of the universe. El este creatorul universului. And I can't wait to stand by his side as I watch him create something. Și abia aștept să fiu lângă el atunci când el va crea din nou. We will always be learning new things and new things in heaven. Și în eternitate vom învăța lucruri noi. We will be able to travel at the speed of thought wherever we want to go in the universe. Vom călători cu viteza gândului. We will have time to talk with our friends and our family members. Vom avea timp să vorbim cu prietenii noștri, cu membrii familiei noastre. And in the Bible it says that every Sabbath we will spend together with God in the kingdom. Și Scriptura ne spune că în fiecare sabat vom petrece timpul împreună toți cei mântuiți împreună cu Dumnezeu. Another thing that I find very interesting about this book, the Word of God. Un alt lucru uimitor pe care îl găsesc despre cuvântul lui Dumnezeu. The first three chapters or so of this Bible talks about how God created everything perfect. Primele trei capitole din această carte vorbesc despre faptul în care Dumnezeu a creat totul în mod perfect. But Adam and Eve failed and it all went sour. Dar Adam și Eva au eșuat și datorită acestui lucru toate lucrurile s-au dus de râpă. And then you read the last three chapters of the Bible. Și apoi citim ultimele trei capitole din Sfânta Scriptură. And God gives us a little hint of his plan to restore everything that Adam and Eve lost. Și în acest capitol, aceste trei capitole găsim aluzia pe care Dumnezeu ne-o dă omului ca să putem vedea cu ochii minții a ceea ce va recrea. A number of years ago, this boat was transporting sheep in the northern seas. În urmă cu câtva timp, acest vas ducea oi în Marea Nordului. It got lost because there was heavy, heavy fog that just came down over the boat. Și corabia aceasta s-a pierdut pentru că datorită ceții foarte dense. The boat didn't have modern technology like GPS or anything like that. It was a very old boat. Corabia aceasta fiind foarte veche nu avea tehnologia modernă de ghidare. And for 3 days they had no idea where they were. Și timp de 3 zile oamenii de pe acest vas habar nu aveau unde se găseau. They were just floating along in the water. Ei pluteau pe ape. After a while, the sheep just didn't want to eat the hay anymore that was on the boat. După câteva zile, oile n-au mai vrut să mănânce fânul care era pe această corabie. They were tired of eating that same old hay and they just started to get bored.
Și oile acestea plictisite de a mânca fânul n-au mai făcut nimic. One day out of the blue, all of the sheep on board of the ship ran to one side of the boat. Și într-una din zile, pe nepusă masă, toate oile au fugit pe o singură parte a corabiei. The weight of all those sheep that went out to the one side of the boat started to tip the boat a little bit. And everybody's looking at them like, why are they all running to one side of the boat? Și greutatea pe care aceasta a produs-o prin faptul că s-au mutat toate într-o parte, au ridicat corabia în sus într-o parte și toți s-au întrebat ce le-a apucat oare. Not only that, they were all bleating. They were all, what's bleating in Behăiau. Romanian? Behăiau. Wow, what a word. I think I'm going to stick to bleating. You know, bah, that kind of thing. Și toate au început să bah. Soon after 3 days, the fog started to lift. După 3 zile, ceața a început să se ridice. And they noticed that they were just a mile off of the Scottish coastline. Și au văzut că sunt doar la o milă de țărmul Scoției. The sheep smelled the fresh grass from the hills in Scotland. Oile acestea au simțit mirosul ierbei proaspete de pe țărmul Scoției. And they ran over to the one side because they wanted to eat the fresh grass. Și au fugit încolo, în partea aceea a corabiei, pentru că vreau să mănânce iarbă proaspătă. Of course, once they smelled the new grass, they didn't want to eat the old hay anymore. That was boring to them. Și pentru că au vrut să mănânce iarba aceasta proaspătă, n-au vrut să se mai atingă de fânul acela vechi. When we read these verses in the Bible that talk about heaven, când citim aceste versete care vorbesc despre cer, it gives us a little bit of a smell of what heaven is going to be like. Acesta ne dă poate puțin aroma a ceea ce va fi cerul. When we smell, when we begin to taste eternity, când începem să mirosim, să simțim gustul veșniciei, everything, all of the priorities in our lives start to fall into the right places. Toate prioritățile din viața noastră se așează pe ținta respectivă. Nothing that we have matters anymore. All of those iPads and video games and cars and everything, it's all going to go away someday. Și nimic din ceea ce avem, toate bunurile noastre, nu mai au niciun sens pentru noi. We long for another land, a more beautiful land. Pentru că atunci vom tânji după un țărm nou, după un pământ nou. We want to walk on eternity's shores. Și dorim să umblăm pe țărmurile eternității. Are you homesick for heaven? Îți lipsește cerul tău cu adevărat? How many of you want to raise your hand with me tonight and say, I want to be in heaven one day? Toți cei care vor să fie în cer într-o zi, se ridice mâna. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Tonight we don't have any cards to hand out to you. În seara aceasta nu avem niciun card să vă înmânăm. But the way we're going to close this program is just we're going to sing in just a few moments. But I want to invite you to stand with me, and I want to make a special appeal to you tonight. If you could join me in just standing. Înainte de încheiere, aș dori să ne ridicăm în picioare și să fac un apel special tuturor. This is my final appeal to you tonight before I leave. I leave in a few hours. Pentru că plec în câteva ore, acesta este apelul final pe care voi vă-l face în seara aceasta. I want to make this appeal to 3 special groups of people that might be here tonight. Și voi face acest apel la 3 grupuri diferite de oameni care s-ar putea să fie în sală. If you find yourself in one of these 3 groups of people, while we're singing the closing song, I'm going to invite you to walk up here to the front of the church. Dacă te găsești într-unul din aceste 3 grupuri, în timp ce pianul va cânta această melodie, vă invit să veniți în față. I want to make it very clear that you are not walking up for me or the pastor or for anyone else. Și vreau să fiu clar, nu veți veni în față pentru mine sau pentru pastor sau pentru altcineva. I want you to walk up because you feel that God is speaking to your heart. Right now, tonight. Vreau să faceți aceasta pentru că simțiți că Dumnezeu vorbește inimii dumneavoastră în clipa aceasta. The first group of people are people that have been coming to these meetings and have heard the voice of God speaking to them. Primul grup este cei care au venit la aceste întruniri și au auzit vocea lui Dumnezeu vorbind pentru ei personal. You hear God speaking to your heart that you need to give your life to Christ. Dacă auzi pe Dumnezeu vorbind inimii tale, este datoria ta să dai viața ta și inima ta lui Iisus Hristos. You feel like you need to be baptized.
dacă simți că ai nevoie de botez. I know many of you have checked that on your boxes the one night we asked for baptism. I'm going to invite you to come forward because we want to have a prayer for you. Și cei care au bifat căsuța aceea doresc să fiu botezat. Vă invit în față pentru că aveți nevoie de o rugăciune specială. The second group of people are people who have been baptized before but have walked away from God. Al doilea grup de oameni este cei care au fost botezați cândva, dar care s-au îndepărtat de Dumnezeu. Maybe you don't need to be rebaptized, but you feel that God is calling you back to him. Poate că nu este nevoie să fii rebotezat, dar auzi chemarea lui Dumnezeu să te întorci la el. He's calling you to leave the life that you have been living and come and rededicate your life to him tonight. El te cheamă acum să retrăiești viața, să te rededici viața, să o treci pentru el așa cum te-a chemat prima dată. The third group of people is one that I'm going to appeal to based on last night. Al treilea grup de oameni este cel la care am făcut apelul din seara trecută. I was touched. I was very impressed looking through your cards last night. Am fost foarte mișcat și impresionat când am citit cardurile pe care le-ați înmânat aseară nouă. And I know that there are many people here tonight that have a burden on their hearts for people that they know that need to give their lives to Jesus Christ. Știu că mulți dintre dumneavoastră aveți pe inimă povara a multe nume care ați dori ca să-și predea viața lui Dumnezeu. If you have a burden for someone special on your heart, I want you to come up as well. Dacă simți povara aceasta pentru cineva afară, acolo în lume, te rog să vii în față. Do not let this night pass by you. Nu lăsa ca seara aceasta să treacă pe lângă tine. Make the decision to be with Jesus Christ in heaven one day. Fă decizia aceasta ca să fii cu Iisus Hristos într-o zi în ceruri. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Let's sing together, pass me not, O gentle Savior. Vom încheia împreună cu o cântare. Doamne, nu mă trece cu vederea.
I'm going to have a prayer in English without translation, and we're also going to have a prayer by the pastor, our final prayer for this evening and for this series in Romanian. Îl invit pe pastor să vină sus. Mă voi ruga pentru ultima dată în limba engleză, fără traducere, iar apoi pastorul va face o rugăciune în limba română. Let's bow our heads for prayer. Ne plecăm capetele în rugăciune. Father in heaven, I want to thank you so much for giving me the privilege of being here in Oregon. What a beautiful place, what beautiful people. God, I thank you so much for the way that you have been working here over the past 2 weeks. You have been speaking to the hearts and minds of people. People have decided to give their lives to you, Father, and that is the most amazing thing. I know that you are rejoicing in heaven when just one person decides to get baptized and to give their lives to you. Father, there are three groups of people up here standing in the front of this church this evening. I can feel that this room is heavy with burdens. And God, I want to pray in a special way for a group of people that for the first time in their lives, they hear your voice speaking to them and they say, you know what? I'm not putting this off any longer. I need to make this decision tonight. I need God to come into my life. I need Him to cleanse me of my sin, of my sickness. I want to dedicate my life fully, 100% to Him. I want to be in heaven when He comes in the clouds to take me home. I want to spend an eternity gazing in the face of the Savior who died on my behalf. Father, please be with this group of people. The road isn't going to be easy. Satan's going to try to attack them from every angle possible. He's going to try to discourage them. But I believe in a God that is more powerful than the devil and all his angels combined. And I pray that you would send your angels to protect the hearts of these people and the decisions that they are making even tonight. Father, there's a second group of people here tonight who have come forward because maybe sometime, a long time ago, they have given you their lives and their hearts, but they have been discouraged. Maybe it was something somebody said. Maybe they just grew cold in their spirituality and their spiritual walk with you. But they hear you, God. They still hear your still small voice speaking to them at night as they work, as they walk through the back halls of this church. And they are coming forward tonight, Father, because they're saying, God, I know I've messed up. I know that I've walked away from you and your church, but I want to come home. I want to come back. I want to rededicate my life. I need Jesus to come back into my life and to reignite that fire that I once had for Him. God, I pray that you would draw near to these people's hearts. Encourage them, Father. Help us as a church to encourage them and to reach out to them and let them know that they can come back whenever they want. These doors are always open to them. Help us to love them regardless of where they have been and what they have done. Father, there is a third group of people that have come forward because their hearts are heavy. They have family members, God. They have children. They have neighbors and friends that they are just, their heart is breaking for them because they have heard the truth, but they don't want to accept it. Father, I pray that you would send an angel especially to each one of those people on their hearts, that you would speak to them even in this moment. Reveal yourself in a powerful way in their lives, in such a way where they will say, you know what, there is a God. I know because I've experienced Him and I've tasted Him for myself. God, this world is a difficult place. There's a lot of war, there's a lot of sickness. We're getting really tired and we're afraid of what the future will hold. God, we are homesick. We want to go to heaven. We want to be in heaven with you. We are standing here on our own feet. We have come forward to a response to Jesus calling to us tonight. We want to be in heaven. We want to spend an eternity with you because we love you and we appreciate that you would die for us while we were still sinners. Father, I don't know whom I will see again,
before you come in the clouds of heaven. But I pray that every single person in this room under the sound of my voice, every single person that is watching on the internet, that they will all, we will all be able to be in heaven again together someday. We want this to be our prayer, God. Until that day, we pray that you would keep us faithful, because we ask this all in the precious and the beautiful name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Tatăl nostru, suntem copleșiți de atâta bunătate și de atâta frumusețe pe care Tu ai pregătit-o pentru copiii Tăi la sfârșitul timpului. Îți mulțumim că în seara aceasta încă o dată ai făcut un apel la inimile noastre ale tuturor. Îți mulțumim, Tată, pentru că ne cauți și prin harul Tău dorești să restaurezi în sufletul fiecăruia principiile împărăției Tale. O, Tată, împreună cu biserica mea din locul acesta, ne așezăm cu umilință înaintea Ta, dorind ca Tu să reverși belșugul plinătății Tale, al dragostei Tale peste noi toți și ajută-ne, Doamne, să prețuim cum se cuvine acest mare privilegiu pe care ni l-ai creat participând seara de seară aici. Doamne, ne pare rău pentru că nu toți care au luat startul la începutul acestei serii au rămas credincioși și veniri în fiecare seară aici. Tată, prin Duhul Tău cel bun, întinde-ți mâna Ta cea bună și atinge-te și de sufletul lor și fă ca măcar un singur cuvânt, o singură propoziție din tot ce a însemnat profeții descifrate să le atingă inima. În același timp, și eu mă rog în mod deosebit pentru cele trei grupuri care în seara aceasta au ieșit înaintea Ta, dedicându-și viața lor Ție în mod deosebit, Tată. Părinte bun, pecetluiește în sufletul lor decizia de a rămâne credincios Ție până la capăt. Vremurile sunt tulburi, nimic promițător în lumea aceasta, totul se îndreaptă spre degradare, spre ruină și spre distrugere totală. Așa ne-ai spus în Sfânta Carte, dar îți mulțumim că pe fondul acestei situații dramatice a planetei, Tu deschizi raze de speranță pentru orice suflet care Te caută. Îți mulțumim că ne arăți cum arată speranța noastră. Ne-a arătat culorile, ne-a arătat modul în care Tu pregătești și felul în care Tu ne aștepți. O, Doamne, ajută-ne să prețuim cum se cuvine tot ceea ce Tu pregătești pentru copiii Tăi. Iar acum, când această serie se încheie, să faci Tu ca ecourile cuvântului Tău să rămână mai departe în sufletul nostru, în sufletul tuturor celor care și-au dedicat viața Ție în seara aceasta. Toți au ieșit aici dorind să fie cu Tine pentru veșnicie. Doamne, Te rugăm și pentru cei care nu sunt prezenți cu noi. Te rugăm pentru cei care îi avem pe cardurile noastre și pe inima noastră pentru care ne rugăm așa de mult, Tată. Trimite Duhul Tău cel bun peste ei, să-i întoarcă din zbuciumul vieții lor, din căutările lor deșarte și, Tată, Te rugăm să Te lași găsi de fiecare în parte. Încheiem această serie cu o mare bucurie pentru toate făgăduințele pe care le-ai presărat seară de seară aici și, în același timp, dorim să mergi cu noi în cursul săptămânii care urmează, în cursul timpului de har pe care îl mai așezi înaintea copiilor Tăi până la capăt. Tată, și așa cum stăm aici, dorim să revedem venirea Ta. Pentru cei care au planurile lor săptămâna aceasta, atinge-Te de sufletul lor. Doamne, fii cu ei în călătorie, fii cu ei pe avioane, fii cu ei în orice business, în orice activitate și ajută-i, Doamne, să Te onoreze pe Tine, indiferent că ei călătoresc, indiferent că stau și lucrează zi de zi.
Tată, și fă ca în mintea fiecăruia dintre noi să ardem de dorința de a spune și altora tot ceea ce ne-ai învățat. Te rog să te înduri de toți cei bolnavi care n-au putut fi aici. Fii și cu cei care sunt schilodiți de păcat, Tată. Doamne, întoarce și reformează sufletul fiecăruia. Fii și cu cei care călătoresc spre România sau spre Moldova. Te rog să fii și cu familia Andrischi. Te rog pentru sora Maria să o ajuți să ajungă cu bine în Moldova. Doamne, te rog pentru Robert Zama, să fii cu el pe cale, Doamne. Să fii cu el pe drum, să-i ajuți în călătoria lor spre Chicago și apoi spre Andrews, împreună cu soția lui și cu fetița lui, să ajungă în pace cu bine acolo. Doamne, ajută să ducă la capăt ceea ce l-a ajutat să înceapă prin acest program de master și dă-i prilejul să poată să lucreze pentru sufletele din jur, așa cum a putut să lucreze și la Portland. Doamne, îți mulțumim pentru tot ceea ce Tu ai făcut pentru noi, cei din Portland, trimițându-L aici. Te rog să-L iei în stăpânire prin Duhul Sfânt și prin Îngerii Tăi să protejezi călătoria tuturor, dar și a Lui Tată. Binecuvintează-i pe cei dragi, binecuvintează-i familia, părinții și pe sora și ajută-i pe toți să Te onoreze pe Tine și fă-ne parte de cereasca Ta împărăției să fim împreună cu ei, cu toți. Îți mulțumim și mergi cu noi la casele noastre și ajută-ne să Te onorăm zi de zi prin Domnul Iisus. Amin.